Dezbatere la Constanța pentru șanse egale ale femeilor în ocuparea funcțiilor de conducere. Evenimentul s-a adresat elevilor de liceu și studenților și a fost organizat în weekend de Universitatea Maritimă din Constanța și Constanța Debate Club, alături de Centrul European pentru Responsabilitate Socială și Asociația Profesională de Femei în domeniul maritim și domenii conexe Vista România. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Roxana Cioacă și astăzi vă invit să vorbim despre expunerea publică și argumentarea aserțiunilor. Alături de mine se află în platoul echidistant conferențiar universitar dr. Simona Mina de la Universitatea Maritimă din Constanța. Bună seara și bine ați venit în platoul echidistant. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. De unde a apărut necesitatea organizării unui astfel de eveniment, Constanța Debate Club? Universitatea Maritimă și-a propus să își deschidă spațiul către zona aceasta a dezbaterilor, în sensul de a reuni în mediul academic toți actorii importanți în identificarea problemelor sociale. Pe de o parte profesori, cercetători, pe de altă parte reprezentanții ai mediului economic, pe de altă parte reprezentanții ai mediului social. Și am considerat noi în analizele noastre din viața curentă universitară că există o distanțare față de mediul preuniversitar și că universitățile își doresc în ultima perioadă să devină puncte de atracție pentru elevi și că deschiderea aceasta ar trebui să-i reunească pe elevii din licee în activități curente în universitate. Și gândindu-ne la periodicitatea întâlnirilor, am conceput acest club de dezbateri publice în care să dezvoltăm puțin nivelul de abilități ale elevilor, considerând că sistemul nostru educațional este unul extrem de competitiv, în care funcția cognitivă este foarte bine dezvoltată, abilitățile rămânând într-un domeniu secundar. Cine a avut această inițiativă de a organiza aceste conferințe de dezbateri care vin în întâmpinarea elevilor de liceu, înțeleg, dar și a studenților? Nevoia a fost identificată de către un grup de elită, spunem noi, sper să nu fie un termen foarte generos, un grup de elevi de liceu foarte performanți, cu o recunoaștere largă a rezultatelor lor școlare în diferite concursuri, competiții naționale și internaționale. Nu e un secret că această nevoie identificată de ei a fost parte în dorința lor de a-și scrie niște aplicații pentru universități americane și nord-americane. Și universitatea noastră a dorit să le arate că putem fi o alternativă, o soluție la o astfel de aplicație. Ei au reclamat faptul că pe lângă vizibilitatea științifică pe care au dovedit-o, faptul că au câștigat olimpiade naționale, faptul că au fost la concursuri de tip Balcaniadă, faptul că au susținut baraje pentru olimpiada internațională, deci dincolo de această recunoaștere, universitățile americane și nord-americane le solicită și abilități. Și debate-ul era una dintre aceste abilități care apărea în cerința curriculară, pe lângă voluntariat, pe lângă implicare socială civică. Noi am considerat că acest Constanța Club Debate le va împăca pe amândouă, pe lângă organizarea de dezbateri, faptul că generăm un exercițiu până la urmă de civism în care colectivitățile devin la nivelul universității mai importante. Identifică o problemă socială, găsesc soluții la această problemă socială și soluțiile acestea poate se pot transforma într-o normativă, într-un proiect de lege, da? Poate devin decizie publică și astfel interesele colectivităților vor fi mai bine apărate. Cine poate participa la astfel de manifestări? Pentru că mi se pare foarte interesant, atât pentru elevi cât și pentru studenți, faptul că au posibilitatea să-și dezvolte abilități de comunicare până la urmă și de negociere și de rezolvarea conflictelor, dezbătând, da? Făcând dezbateri publice. Este gratuit? Costă? De unde putem accesa informațiile? Cursurile sunt gratuite. Noi ne dorim o deschidere cât mai largă către toți liceenii. Suntem într-o perioadă de afiliere a Constanța Debate Club către Asociația Ardor. Ardor este cel mai mare organizator de dezbateri, mai ales pentru începători. Clubul nostru are o activitate foarte curajoasă și
după cum vedeți, destul de bine definită, dar tânără încă. Noi am deschis recrutările la sfârșitul lunii noiembrie și atunci am avut primele întruniri. Participanții, numele lor pe care noi le-am publicat pe site-ul Universității Maritime din Constanța, unde la rubrica Activități studențești există un link care face trimitere către Constanța Debate Club. Și acolo sunt mediatizate o parte din exercițiile acestea de expunere publică prin care noi ne pregătim pentru viitoarele competiții. Încercăm să-l afiliem, vă spuneam, la Ardor, un exercițiu care a durat ceva timp pentru că ne-au spus colegii noștri din asociație că ar fi primul club care funcționează într-o universitate din România cu o componență mixtă, participanții sunt atât studenți cât și elevi, în dorința aceasta de a crea, vă spuneam, un lian, un punct de legătură între Corect. Universitate și liceele constanțene și nu numai. Și din dorința noastră de deschidere către tot ceea ce înseamnă mediul preuniversitar, ne propunem să organizăm o competiție împreună cu Ardor undeva la sfârșitul lunii mai, o competiție pentru începători, pentru debutanți, la care să participe elevi din întreaga țară. Atunci când i-am realizat prezentarea lui Constanța Debate Club, noi am pornit de la dictonul, de la motoul Elitele vorbesc, fiind încurajați de reușita școlară foarte bună a participanților care s-au înscris la club și pe care noi vrem în universitate să le generăm o expunere publică, astfel încât cuvântul lor să fie foarte bine auzit și să aibă și curajul de a rosti, pentru că, apropo de civism și de implicarea exact. Aceasta cetățenească pe care le solicită universitățile atunci când își scriu scrisorile de intenție, este o realitate a faptului că uneori ei sunt destul de defensivi și își setează întreaga energie pe competiția școlară, când de fapt ar putea determina schimbări sociale. Adică felul în care ei gândesc și rostesc ar determina o astfel de schimbare. Nu vreau să-i descurajăm pe liceeni, nu trebuie să ai o performanță școlară extraordinară pentru a face dezbaterea. Dezbaterea publică este un joc foarte frumos, care se bazează pe interrelaționare, pe expunere publică, pe comunicare interpersonală. E un joc al dezvoltării de abilități. Nu este un joc apropo de abilități. Ce abilități dezvoltă participarea la o astfel de activitate? De ce ar trebui să-și dorească un elev sau un student să participe la astfel de activități? Pentru că e clar, dezvoltă ceva, dar ce mai ai îndeosebi? Este un mix de frumusețe și disciplină, îl numesc eu. Disciplina care percepem noi de foarte multe ori ca și profesori, ca și formatori, că lipsește acestei generații, pentru că ei sunt o generație foarte liberă, o generație a iubirii, în care figurile lor parentale, părinții de acasă, profesorii de la școală, le-au creat așa un câmp foarte verde și plin de flori pe care ei aleargă și sunt foarte inventivi, foarte frumoși, foarte novatori, ceea ce este extraordinar. Însă disciplina este motorul care te împinge către a atinge un obiectiv, uneori în circunstanțe defavorabile. Iar debate-ul e un exercițiu de disciplină, pentru că în formatul World Schools, de exemplu, cel pentru care ne pregătim noi pentru a fi parte în Asociația Ardor, acolo ai un timer de 8 minute în care enunțul tău trebuie să primească un silogism logic, trebuie să primească o argumentare, fie că e inducție, fie că e deducție, fie că e analogie, fie că e generalizare. De asemenea, enunțul trebuie să fie foarte bine ilustrat, că trebuie să găsești niște dovezi, să găsești o specificitate. Și iată una dintre abilități, faptul că ieșim din scenariul comunicațional eu și numai eu. Adică ceea ce gândesc și ceea ce rostesc eu nu trebuie să fie un exercițiu de autosuficiență, e necesar și e suficient pentru că așa produce mentalul meu, ci trebuie să găsesc întotdeauna argumente. Debate-ul e un exercițiu extraordinar, vă spuneam, de disciplină, dar și de deschidere către diversitate, către nou. E un exercițiu care scoate din zona lor de confort. Pentru că ori de câte ori ești orator, ori de câte ori ai o expunere publică, cum mi se întâmplă mie astăzi și le spun și la întâlnirile în care noi exersăm ceea ce se întâmplă în dezbateri, le spun că am o expertiză de 20 de ani în expunere publică și de fiecare dată mi este la fel de greu.
pentru că sunt alți actori, pentru că niciodată nu recunosc habitatul precedent. E un exercițiu nou de diversitate care ne implică foarte mult. Deschiderea asta lor către gândirea critică, către enunțurile diverse, către conflict și deschidere către conflict în sensul de a găsi soluții la probleme, e un exercițiu de comunicare interpersonală extrem de important. Dacă extrapolăm și dacă încercăm să generăm analogii, am găsit o utilitate în tot ceea ce înseamnă realitatea socială de astăzi. Mai ales în zilele de astăzi. Da. Este adevărat. Spuneați mai devreme că există sesiuni de formare. Cine îi pregătește și în ce constau aceste sesiuni de formare? Cât de des au loc? Inițial am gândit întâlnirile a fi lunare, după care am mărit puțin ritmul și din dorința lor de a participa la aceste competiții, vin dintr-un sistem hipercompetitiv educațional. Așa cum este școala. Așa cum este școala, așa cum este școala românească, cu rezultate extraordinare de alminteri. Acum e bine de analizat care este granița între comparație, competiție și conflict. Uneori este destul de sensibil, alteori apar conflicte interioare. Eu am identificat de foarte multe ori în munca mea cu studenții o nevoie de igienizare emoțională a spațiului academic și cred că în școli, la nivel de licee sau chiar la nivel de școli, în etapele inițiale de educare și de formare, nevoia aceasta este chiar și mai mare. Iar când ne întâlnim la debate-uri, vă spuneam că am început să ne întâlnim mai des, încercând să nu le ocupăm o foarte mare parte din timpul lor, pentru că participanții sunt din anii terminali de liceu, sunt prinși în, examene, exact. Da, în examenele de bacalaureat, de admitere la universitate, încercăm să răspundem inclusiv nevoilor de timp. Însă de participat, pot participa și elevi, nu neapărat din clasele terminale, clasa a 12-a, pot participa și cei mai Da, avem și bobuci tineri printre participanți, elevi de clasa a 9-a, oricare dintre ei sunt bineveniți. Clubul are porțile larg deschise, avem o deschidere mare. Pe problemele acestea de comunicare interpersonală și de expunere publică, în care încercăm, pentru că m-ați întrebat mai devreme despre ce abilități se dezvoltă, păi inclusiv volumul, tonalitatea, ritmicitatea, pauzele în vorbire, ce se întâmplă cu registrul nostru emoțional atunci când suntem sub lupă, când suntem expunători, publicul încearcă să cumpere informații despre noi și noi aflați în situația aceasta de a fi validați, cercetați, începem să manifestăm stres, anxietate, două dintre emoțiile negative cu care ne confruntăm în existența noastră cotidiană și uite, de exemplu, le explică membrele superioare și inferioare, sunt primele asupra cărora transpare această emoție. Deci pentru chestiunile acestea de comunicare interpersonală și de expunere publică, de obicei eu sunt trainerul. Încerc în sesiunile viitoare să implic la nivel de trainerat trei dintre participanți, pentru că mă gândesc că durata asta media unei generații, undeva în jurul a 30 de ani, se produce o ruptură. Își pune cuvântul, da, atunci când noi vrem să creăm niște relații interpersonale și că le va fi mult mai simplu și mult mai facil și se vor simți ei mult mai confortabil cu cei din generația lor. Și vreau să implic trei dintre participanți în astfel de traininguri. De asemenea, doamna profesor Mioara Cipu de la Colegiul Național Constantin Brătescu și doamna profesor Mariana Hristache de la Colegiul Național Mihai Eminescu sunt doi dintre trainerii care se ocupă de partea de raționament, argument, inducții, deducții, logică, problematici de logica discursului public, fiind profesor de sociologie și provenind din domeniul acesta. Destul de importantă toată povestea asta atunci când este vorba de dezbateri, da? Să ai logică în discursul pe care îl emiți. Când știe un trainer, un profesor în speță dumneavoastră, pentru că înțeleg că dumneavoastră le faceți partea asta de formare, că o dezbatere a ieșit bine, la ce trebuie să fiți atentă atunci când trageți o concluzie? Cine ce a făcut bine și ce a greșit? Dincolo de markerii aceștia de expunere publică, de comunicare pe care noi
pe de-o parte îi antrenăm, pe de altă parte îi evaluăm. De exemplu, avem o înregistrare video de la ultima dezbatere realizată în aulă, cea pe care ați enunțat-o dumneavoastră la debutul emisiunii. Și o să lucrăm cu înregistrările ca să vedem ce anume ne-a lipsit, din unde au fost membrele, unde a fost rostirea, ce s-a întâmplat cu timpii de tăcere, unde mai avem de lucrat la aceste capitole. Deci acesta ar fi un marker de reușită, felul în care s-a realizat expunerea propriu-zisă. Însă este foarte important în dezbatere felul în care ei își construiesc argumentul. Argumentul trebuie să aibă un statement, un titlu, și un titlu expresiv. Atunci când ne antrenăm, eu insist foarte mult să găsească titluri care să aibă o rezonanță. Adică impact, cu care participanții să plece un impact din acesta de tip auditiv, pentru că percepțiile senzorial, vizuale, dar și cele auditive sunt foarte importante în comunicare. Cu care publicul să plece și să fie o temă de meditație pentru ei. Uite, așa învață și să desprindă esența dintr-un text foarte larg de argument, să găsească ceea ce este cu adevărat important. Așa cum noi căutăm titluri pentru știri. Exact, da, uite, vor fi foarte buni și în PR, dacă doriți să recrutați dintre viitorii absolvenți și în media. Da, dincolo de acest aspect, este foarte important ca ei să găsească o ilustrare pentru afirmația respectivă, pentru titlul respectiv, pentru statementul respectiv, adică să ducă o muncă de documentare. Și asta e foarte important pentru că devin niște mici researcheri. De exemplu, pentru dezbaterea pe care am organizat-o, noi am propus un titlu, ei au produs o schimbare în sală care ne-a surprins pe toți la nivel de organizare, pentru că au schimbat titlul moțiunii, au ajuns la o moțiune care implica discriminarea pozitivă, dacă ea ar trebui să fie legiferată, să devină normă de drept, astfel încât să favorizeze accesul liber al femeilor pe piața maritimă a forței de muncă. Adică ei s-au documentat în privința unui termen care se numește discriminare pozitivă, ne-au certat cu privire la ușurința cu care folosim termenul discriminare și ei au ajuns în debate la concluzia că e doar o diferențiere de gen. Și uite, citesc, analizează, critică, da, gândirea critică, creează alte puncte de vedere, ajung la adversitate, la diversitate, învață să formeze puncte de vedere, să formuleze puncte de vedere diferite, îi spunem noi tehnica da, dar, și ei sunt foarte fericiți că încep prin a-și exprima acordul și sunt ofensivi de-abia în final, după ce reușesc să reformuleze tot ceea ce a spus interlocutorul lor. Deci dacă sunt întrunite toate elementele acestea, noi spunem că e o dezbatere reușită și de succes. Și dacă producem și soluții la dezbaterea pe care noi am organizat-o, îmi spunea directorul de la Vista că a fost profund și plăcut surprins de faptul că ei au venit cu o inițiativă ca CV-urile din aplicațiile din sectorul acesta maritim, în depunerea de CV-uri, numele să nu fie indicat direct, ci să fie doar un acronim. De pe principiul secretizării au realizat ei o analogie cu ceea ce se întâmplă la examenul de capacitate de final de clasa 8-a și la examenul de bacalaureat. Și de pe același principiu, secretizarea ar duce la o mai mică expunere la diferențele de gen. A fost o idee. Foarte bună, pentru că debate-ul asta înseamnă e o stoarcere de idei din care se pot naște rezultate spectaculoase. Exact. O forță a minților. Evenimentul la care facem referire, primul de altfel, Constanța Debate Club, a avut loc cu participarea Asociației Profesionale de Femei în domeniul maritim și domenii conexe Vista România și, nu întâmplător, subiectul dezbaterii a fost chiar apărarea șanselor egale ale femeilor în ocuparea funcțiilor de conducere. Care a fost concluzia? Sunt curioasă ce cred tinerii de astăzi. Mai există diferențe de gen pentru femei versus bărbați atunci când vorbim despre funcții de conducere? Da, raportat la nivelul acesta de documentare despre care discutam noi puțin mai devreme, au adus niște cifre pe care iarăși noi nu le descoperisem. Deși Vista este rezultatul unui proiect cu finanțare internațională, adică e o activitate de ceva ani de cercetare acolo,
Ei au venit cu niște cifre legate de ocuparea nivelului executiv managerial de către femei în Statele Unite, de exemplu, printr-o analogie între ceea ce se întâmplă în sectorul privat față de ceea ce se întâmplă în sectorul guvernamental. În sectorul privat, mizând pe forța antreprenoriatului, diferențe între cifre nu existau la capitolul G. În ceea ce privea sectorul guvernamental, acolo unde e vorba de o numire publică, de rezultatele unor concursuri publice, de o investitură în funcție, diferențele sunt mari. Și vorbim de o diferențiere de gen în care femeile ar avea nevoie de un pachet de legi de discriminare pozitivă. Au și spus ei foarte frumos că dacă am fi fost anglosaxon și am fi avut agenții de lobbying la dispoziție, uite, rezultatele concluziilor, concluziile acestui debate s-ar fi putut transforma într-un posibil grup de presiune care să genereze un pachet de legi care să armonizeze puțin lucrurile în ceea ce privește și recrutarea, dar mai ales ocuparea pozițiilor executiv-manageriale de către femei. Pentru că tot vorbim despre piața forței de muncă și se spune că domeniul maritim este unul dintre, poate chiar cel mai misogin dintre domeniile în care o femeie poate activa, este drept că unei femei este mai greu atunci când vine vorba despre domeniul maritim să acceadă la funcții de conducere sau să obțină rezultate apreciate la același nivel ca ale unui bărbat. Nivelul de muncă este direct și exponențial mai mare, iar rezultatele de multe ori sunt privite minimalist, în sensul că sunt minimizate. Iar atunci când vine vorba de greșeli, atunci când greșește o femeie, nu se uită prea repede versus atunci când un bărbat face o greșeală, mai ales în domeniul maritim. Cât de greu este unei femei să intre în acest domeniu și, mai mult decât atât, să ajungă într-o poziție de conducere? Este dificil pentru că au constatat și membrii clubului care au inițiat dezbaterea, de foarte multe ori se reproșează nivelul emoțional și reactivitatea emoțională care ar reprezenta un impediment în ocuparea unei poziții executiv-manageriale și în ceea ce înseamnă leadership. Dacă spunem despre leadership că în ceea ce privește registrul emoțional el trebuie să funcționeze legat la ochi, da? Aici pentru genul feminin s-a incriminat de foarte multe ori faptul că amalgamul acesta emoțional, butonul on-off, spunem noi în comunicare al emoțiilor, butonul on este mult mai ușor de pornit la genul feminin și că acesta ar fi cel mai mare impediment. Ceea ce noi am încercat la nivel de dezbatere prin argumente pro și contra, elevii au reușit să demonstreze că există exact aceeași modalitate de control emoțional și pentru femei ca și pentru bărbați și că nu e un impediment în leadership. Asta a fost una dintre concluziile noastre foarte interesante și foarte importante. Am înțeles. Atunci nu-mi rămâne decât să vă urez succes în activitatea pe care v-ați propus-o alături de elevi și studenți, o activitate destul de interesantă care îi va ajuta pe mulți dintre aceștia și le va veni în sprijinul accesării unor funcții de conducere, de exemplu, pentru că aceste abilități sunt căutate atunci când vorbim despre management. Mulțumesc pentru prezență încă o dată, vă doresc succes. Doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru atenție, ne revedem și mâine cu alte subiecte interesante. Până atunci, o seară frumoasă să aveți. La revedere!